Înainte de a începe, supun spre aprobare procesul verbal din ședința anterioară, din data de 23.12.2019. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pe anul 2020 pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor legii numărul 416 din 2001 privind venitul minim garantat. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care contravenienții persoane fizice vor presta activități în folosul comunității. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de salubritate conform planului anual actualizat de evoluție a taxelor și tarifelor, respectiv 15,21 lei pe persoană luna, așa, taxa urban și 7,54 lei persoană pe lună rural, aferent anului 2020. Proiect de hotărâre privind 4.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului strategiei de dezvoltare a serviciului de salubrizare al județului Bacău. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de acțiuni privind gospodărirea, întreținerea și curățenia localității, care se desfășoară în anul 2020 la nivelul Comunei Hilegiu. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale, administrație, din aparatul propriu al primarului Comunei Hilegiu, județul Bacău și serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Comunei Hilegiu pentru 2020. 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul serviciului public de salubrizare. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul 2020-2021 la nivelul Comunei Hilegiu, județul Bacău. 9. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local Hilegiu în Comisia de Evaluare a Secretarului General al Comunei Hilegiu pentru activitate desfășurată în anul 2020. 10. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-aprilie 2020. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SCE Cosud SA și aprobarea actului adițional numărul 2 din contractul 1078 din 16.04.2018. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru gestionarea deșeurilor reciclabile. 13. Rapoarte de activitate ale consilierilor locali pentru activitatea desfășurată în 2019. Și ultimul punct, diverse probleme care se spun dezbaterii Consiliului. Cine este pentru, împotrivă, abținere, nu sunt. Trecem la punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune a lucrărilor de interes local pe anul 2020 pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor legii numărul 416 din 2001 privind venitul minim garantat. Legea 416 privind venitul minim garantat reglementează la articolul 28 obligația administrației publice locale de a stabili pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare ale ajutorului minim garantat întocmirea unui plan de acțiuni cu lucrările de interes local unde acestea vor desfășura orele minime în funcție de numărul membrilor beneficiari ai legii. Noi adoptăm în fiecare an acest program. Practic și lucrările sunt aceleași, nu sunt toate lucrări
situație. În proiectul de hotărâre am atașat și o listă cu persoanele apte de muncă. Da. Da, restul sunt scutii pentru că beneficiază de ajutor social, doar apte de muncă, dar și cele care nu sunt apte de muncă și au scutire de la doctorul, cum cheamă, de la unii care folosește la spital, sunt asigurați medical, sunt cazuri care nu au venit, au venit la noi, le-am acordat, nu putem să le acordăm altfel în situații în care sunt cei care sunt apte de muncă, altfel sunt familii. Nu poate. Dar cine este pentru? Împotrivă? Abținerea. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care contravenienții persoane fizice vor presta activități în folosul comunității. Ordonanța Guvernului 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității stabilește în sarcina consiliilor locale stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care acești contravenienți vor executa activități în folosul comunității. Nu vorba de cei care sunt condamnați și condamnarea constă în folosul comunității. Am avut caz și acum avem un caz care au venit ieri și am gândit tot felul de activități. Cum se pune la punct, la muncă, sunt ore pe care s-au întocmit domeniile în care aceștia vor presta aceste activități și un regulament care se urmărește în definirea mandatelor. Da, acum sunt discuții. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de salubritate conform planului anual actualizat de evoluția taxelor și tarifelor, respectiv 15,21 lei de persoană pe lună la nivel urban și 7,54 lei pe persoană lunar la nivel rural, aferent anului 2020. Este vorba de o solicitare pe care am primit-o de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate, pentru că suntem membri fondatori. Aceasta se aplică, tarifele sunt cele practicate de către Rompres în mediul urban și rural. Nu se aplică comunei noastre, dar noi, pentru că suntem membri, trebuie să aprobăm toate taxele. Nu sunt taxele noastre. Este evoluția pe care o... Taxe celorlalți care sunt de mare, nu știu, la nivel, care rompresc cu prestează servicii și plătesc taxa respectivă. Noi fiind membri acolo. Noi suntem membri și trebuie să aprobăm și nu înțelegăm. Și am văzut că e un draft, chiar dacă poate intra și noi. Și dragul meu, viitor am văzut până pe 2034. Ele sunt aprobate în AVA-ADIS, în care avem reprezentanți, deci chiar dacă ne opunem, bănuiesc că există majoritate și... Ce este pentru? Împotrivă? Abținere? Nu sunt. Patru, proiect de hotărâre privind aprobarea modelului strategiei de dezvoltare a serviciului de salubritate al județului Bacău. Este același lucru. Nu cam e același lucru. Faptul că ei suntem membri în ADIS, am aprobat documentul de poziție și suntem parte în sistemul integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău. Am aprobat actele adiționale 1 și 2 la documentul de poziție. Strategia de dezvoltare face parte din ultimunea gestionării deșeurilor care se impune la nivel național și pe plan local. Strategia a fost, este anexă în hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de acțiuni privind gospodărirea, întreținerea și curățenia localității, care se va desfășura în anul 2020 la nivelul Comunei Hilegiu. Și aici avem o normativă care reglementează gospodărirea localităților urbane și rurale.
Este, acest document este solicitat anual de către reprezentanții Gărzii de Mediu pentru asigurarea igienii și sănătății și respectării normelor de protecție a mediului. Consiliul Local elaborează anual programul de măsuri pentru buna gospodărire a localității. Practic aceleași activități care se regăsesc în cei de-a 416 și cei care sunt condamnați cu muncă în folosul comunității. Activitatea ar fi, numai să aibă și eu. Sau poftă de treabă să fie. Că acum, mai ales, nu prea a fost zăpadă, ci peste tot. Pe drumul, păraie, dealuri, unde vrei. Ți-am spus o mașină de gunoi, de premenajer, de la Delen, din zona Ciușmea, acolo, unde jumătate din sat bea apă, de acolo nu poți să înțelegi ceva. Deci o mașină de gunoi de 7 tone, umplută cu 3-4 ani la post social, și de la moară, de la brătii la jos, la ciorii tot la fel. Și jurele, nu mai saci, nu mai pampăș, nu înțeleg ce cauză la lungi. Mai ies acolo unde tu bei apă, asta e și mai... Și, dar când vin cu mașina în fiecare săptămână, îți iau gunoiul din fața porții, ai primit din partea Consiliului Local Anton Beroane, saci, găsești înțelegeri la noi pentru că ne-a ajutat Dumnezeu și avem serviciul nostru și noi ne-am băgat sola în coate la fiecare cu tarife, gen cele de la Rompres cu 8 lei, 9 lei, cu tot picul tău cu terenul de fiecare persoană. Tu nu înțelegi, dar mă cum să-l luăm, eu vreau să fie curățit. N-am cine poate așa, așa 100 de asistat social, poate m-am găsit între ei măcar 70 care să muncească. Dacă n-ai 20, doar 7-8 vin la un căcălpin. Toți sunt așa cum sunt. E un paradox, sincer. Și aici la DLN, nu-i șupătul la unul. Păi de acolo, de acolo. Să vedeți noi astăzi, să aveți curiozitatea, să traversați. Și imediat începe un șanțuleț abrupt acolo. Noi am 8 acțiuni pe dealurile mele. Doamne, pe acolo vă spune că scoate două mașini. Deci, așa o să înțeleg dacă e posibil. Deci traversați, da? Și începe rupturile. Dar dacă lăsați marginea drumului, nu luăm mașina din noi. O să vedeți că acum... Dar ce să vezi mașina să lasă în fața porții? Când vin luni și îți leagă în fața porții. Ce să mai cari? Dar vin cu mașina ca să ia apă, că... Mai sunt camisa. Da, vrea să scapi momentan, de moment. Eu dar repede bagă apa în butoare, e pe în același încăpere, în aceeași mașină și cu sage, cu milionar și... Am înțeles de ce. Da, nu, nu, la Delena și în Ciușmea acolo. Și la Plătin, la Moară. La Plătin, la Moară. Și până la... De la Pod de aici până la Podor. Da, la fel. Mai ales că noi plătim bunoiul ăsta și destul din mulți bani. Să vedeți că avem un proiect la sfârșit, lansat intenționat la sfârșit. O să luăm o discuție cu el, foarte mult, o putem foarte mult bani pentru o remenajer, nu știu dacă putem de la capă sau ce mai fi din iunie încolo, nu e ușor deloc. Vorba de miliarde... Dar nici nu putem neglija, și așa e, dezastru, dacă nu neglijau și roază. De-abia m-am străduit, știți foarte bine, acum 3 ani, să ne păstrăm serviciul ăsta și să rămânem singura comun de județ cu serviciul nostru. Mașina s-a stricat, funcționează așa cum funcționează, o grămadă de bani, nu avem bani, chiar o altă mașină. Aș prinde un 20.000 acum în bugetul care vine, să luăm o mașină, măcar să știu că mai avem o mașină în plus nouă pe care să putem folosi. Nu știu cum să drămuiesc, vă nu înțelegeți, să mai facem ceva, să doare. O vedea, nu scoate de la capăt cum poate să mă bucur sau altă. Cine este pentru? Împotriva, cine nu? Punctul 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale, administrație, din aparatul propriu al primarului Comunei Legiu, județul Bacău și serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Comunei Legiu pentru 2020. Legea 153 stabilește prin articolul 11 că salariile funcționarilor publici și personalului contractual se aprobă la propunerea primarului de către consiliile locale cu consultarea organizațiilor sindicale sau reprezentanților salariaților. Chiar dacă prin ordonanța 1 pe 2020 indemnizațiile demnitarilor au fost înghețată la nivelul decembrie 2020, s-a stabilit o creștere salarială în conformitate cu salariul minim pe economie. Adică s-a luat în calcul creșterea salariului minim pe economie și se propun noile grile pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate și din serviciul public de salubrizare de vechi. Mai sunt alte discuții. Cine este pentru?
Împotrivă? Obținere? Da, domnul Chile. 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul serviciu public de salubrizare. E aceeași? Da, da, sunt la le-am discutat la amândouă. Da, e așa. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Am făcut postul. Da, acolo. Așa, următorul punct. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul 2020-2021 la nivelul Comunei Hilegiu, județul Bacău. Da, nu sunt modificări față de rețeaua școlară de anul trecut. Da, e ce rețeaua de anul trecut s-a modificat nimic vis-a-vis de școlile din comună. Mențin rețeaua din 2019-2020, situația plătirii, care o știm cu toții, nu mai motivată școală plătirea. Grav este că și în celălalt state din comună sunt probleme. Am reușit împreună cu doamna Macovei săptămâna trecută și am obținut menținerea unui post de leg doar pentru anul în curs, pentru anul 2020-2021, nu știu ce o să fie mai târziu. Într-un viitor apropiat, copiii vor fi aduși la o școală de centru, o școală care nu va putea supraviețui, pentru financiar vorbind, salariile profesorilor, toate cheltuielile sunt pe numărul de elevi, ele sunt din ce în ce mai puțin. În regulă, e bine. Eu cred că care nici primarul, nici consiliul local nu prea are ce să facă. Cred că ne-am făcut treaba pentru de copii de fiecare. Da, nu știu. Vom vedea. Da, deci rețeaua este aceeași. Să menține, și cred că și ori de post sunt aceleași. Cine este pentru? Pentru. Cine este împotrivă? Domnul Mojelina și doamna... Și să iau poate. Trei acțiuni. Da? Trei. Da. Da. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local Hilegiu în comisia de evaluare a Secretarului General al Comunei Hilegiu pentru activitatea desfășurată în 2020. Odată cu apariția codului administrativ, au intervenit modificări în modul de evaluare a funcționarilor publici și a secretarului general. Dacă până acum primarul făcea propunere către Consiliul Local, acum se va constitui o comisie comună din primar și doi consilieri care vor evalua performanțele profesionale și îndeplinirea atribuțiilor din legea, din codul administrativ. S-au făcut două propuneri, dacă sunteți de acord cu ele. Nu poate să-și probleme de telefon, nu poate să fie o chestie din aplicații, nu, și internetul. Nu, am adresul greșit. Da, exact, un punct. Da, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Următorul punct. 10. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-aprilie 2020. Deja am ajuns sujet? Nu mai sunt. Nu mai sunt, dar mai sunt încă. Așa e ordine. Pentru februarie. Da, aici trebuie să ne poate să propune. Haideți cine a fost, mai vrem puțin. Noi sunt trei mandat la urmă. Cine? Da, mai vrem puțin din mandat ăsta. O parte mai fi, o parte mai fi ferici. Poate să nu... Domnul Stoica. Domnul Stoica. Cine este pentru domnul Stoica? Nu. Toată lumea este de acord, s-a scăpat din griji.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SC EcoSud SA și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul 1078 din 16.04.2018. Inițiator primarul comunei Târgu, domnul Dinea. Deci aici aș vrea să vă spun și eu câteva cuvinte și doamna secretară, sunt convins că mă va completa. E anul acesta am început prin o somație din partea ADIS, prin care ne spune că începem cu 20 parte, dacă nu trebuie bine, ianuarie, nu vom mai fi primiți în grapa de gunoi, întrucât nu sunt mulțumiți de tarife pe care le încasez de la UAT-uri. Noi nu suntem în situație de a nu-i plăti taxele, suntem la zi cu datorii către ADIS, dar candidată pe tonă, ei spun că e mică și nu își acoperă cheltuielile. Și au propus, fără o lună de fundamentare, am avut mai multe ședințe, prințeți data respectivă de 20 s-a prezentat contramandat, urmând să fie, cred, undeva la începutul lui februarie, că văd că mă șantajează și pună toate bine problema. Am fost două ședințe la care am participat, la ultima n-am fost personal, când am ajuns, au fost doar colegii noștri, colegii mei de la mediu și de la serviciu și sănătate. S-a lăsat cu ceartă, cu scandal, au plecat, n-am înțeles foarte bine de tot lucrurile, nici eu nu știu astăzi ce trebuie să fie, ce trebuie să fac. Am mai sunat la câteva primării din zonă, ei au retras proiectul respectiv de pe ordinea de zi. Eu am considerat să-l supun spre aprobările dumneavoastră și să vedem împreună dacă mergem înainte sau îl respingem astăzi. Eu, după mine, las să respingem. Pentru că ei ne cer în plus față de tarifă pe care ne avem pe tonă astăzi de 100 lei, încă 65, încă 65 de lei în plus. Adică tu, începând de la 1 februarie, la 1 ianuarie, tona pe gunoi menajer la ADIS, la EcoSud, să fie 165 de lei. Asta însemna că la o mașină de 7 tone pe care o avem noi zilnic la rampă, undeva la 400 de lei în plus. Pe total, vă 50 ceva de milioane pe lună, faceți un calcul, sunt mulți bani și așa nu ne putem descurca nici noi. Bănuiesc că nici ei, că nu cred că ar face o, dar repet, da, e o afacere, bine, nu vreau să iau orice afacere. Ce-i cum justifică mărirea asta? Există o formulă de calcul pentru implementarea unui tarif, număr de salariați, utilaje, cheltuieli cu salariații, cheltuieli cu utilaje. Această notă de fundamentare n-a fost atașată la solicitarea deșilor. Doar au stabilit acest tarif fără a primi și nota justificativă. Primarul a inițiat proiectul de hotărâre și au insistat, ieri au fost discuții la, în ședința de la ADIS. Că primărie nu bagă hotărârile în consiliul local, că nu se aprobă, că nu se descurcă și că în viitorul apropiat, eu știu, săptămâna care vine, în două săptămâni, vor asista afectatea cu noi, nu doar cu noi, cu întreg ADIS-ul, cu întreg județul. Și eu ce faci? Dă-mi sare la gunoi. Păi nu știu, nu știu, dar ei știți cum e, ne șantajează, au interes. Dar e foarte mult. Păi, e exagerat de mult, mi se pare foarte mult. Și că nu-i drag cu orice periculos cât de ăla care mă ființa, știi? Și așa noi cheltuim în jur de 2-3 miliarde pe an, numai cu serviciul de tată, cu salarii, mașină, gunoi. Nu avem datorii, ultima factură este achitată, undeva la 7-8 lei pe lună, care noi plătim către ADIS, nu mi se pare normal. Eu cred că cel mai convenabil pentru noi, cei care suntem cu servicii proprii, 4-5 UAT-uri, să avem o discuție separată de celelalte comuni. În primul rând, eu gestionez singur, tu nu faci nimic pentru mine, mă primești acolo și la rândul tău mă încasezi. Trebuie găsit o formulă din care să fiu mulțumit și eu și tu, nu vor închid poarta de mine, nu mai duc cu noi, că faceți poate pe cap pe mare cu el. Corect, fiind al serviciu, trebuie să discutat altfel. Noi suntem membri în ADIS pentru că așa începe Uniunea Europeană, pentru că am luat și noi 1000 și ceva din tomberoane în 2013. Am participat la comandă? Da, dar de aici încolo noi ne-am gestionat singuri, ne-am făcut singur serviciu, cheltuim poate mai mult decât cheltuim cum să le vezi, eu știu, dacă mai mult sau mai puțin. Încercăm să ne ducem la capăt, nu este ușor, sunt conștient și vis-a-vis de colectarea selectivă. Am încercat tot felul de, chiar vorbeam colegii mei de stăuna care vin să începem niște acțiuni prin școală și prin agenții economici.
scumpărăm acum niște pobele, cred că aici o să putem, în primul și în primul rând, să rezolvăm problema, să spun așa. Adică nu este mai simplu. Eu am magazinul meu, dumneavoastră aveți magazinul dumneavoastră care aveți acasă o afacere, o societate. De simplu să punem trei tomberoane pe care să scriem mărti și chiar angajatul nostru, dacă este instruit, noi acolo pui numai sticlă și pui numai carton. Și știu că o dată pe lună, joia, de exemplu, luăm doar cartonul și o dată luăm doar sticla. Și pentru că ducând cu cât duce mai mult cu noi selectiv la Rompres, la Ecosud, ni se diminuează cota pe unele menajere. E firesc. La genințe, nu la școli, la școli, dar la fel, s-a putea face. Chiar am gândit cu colegii, nu să mergem în toate școlile săptămâna care vine, să discutăm cu profesorii și cu copiii, să încercăm împreună, măcar să pornească, dar noi să pornească cumva. O să ne fie foarte greu să învățăm pe din ea costică din pe vale, dar o să înveți cu timpul, nu? El încă e la... Asta ar însemna, da, să mărim și noi cu 60%... Păi vă dați seama ce ar însemna să eu la oameni noi acum 10 lei de... Poate chiar bine 10 lei de persoană în comună, nu să știți că 6 lei care le avem noi astăzi mi se pare destul de mulți, nu cont pe situația financiară multora din cetățenii noștri, nu-i roză și nu au dispune de mulți bani. Că nu e simplu, adică gândiți-vă că sunt niște utilități pe care Helegeanu astăzi ne plătește la primărie lunar, care nu sunt puține. O tață pe gunoi la 4 membri de familie, 24 de lei, mai plătește apa iar 15-20 de lei, dacă mai pui și telefonul și ce mai au de plătit de alte utilități pe care ei au... Păi știți că... Și se face 100 de lei. Bugetul s-o focă în cheltuielile mici și multe. Da, e destul de greu. Mai ales chiar acum am un răspuns dat către statistică și am rămas surprins. Nu știam ce să scriu acolo. Avem foarte puțini angajați în comună, foarte puțini. Chiar dacă merg în străinătate, dar nu sunt cu contracte de muncă sau cu copii, dacă de puțini. Nu cred că vin foarte mulți bani în comună noastră astea, mă spun sincer. Nu, sunt comerciali în avem care să aibă 7-10 angajați. Nu e situația foarte, foarte... Dar dacă ne uităm pe ansamblu, domn primar, o dezvoltare pe LG-ul cam e slab de tare. Deci eu vă spun și acum... Dacă faci analiza ultimilor ani, ce dezvoltare? Dacă LG-ul e un sediu fostului SMT-ul, unde vă câțiva ani scos la concurs. Și stăm la concurs, la licitație. Proprietarul este un belgian, nu știu exact cum stau lucruri, dar am încercat mereu să promovez lucrul ăsta, chiar am întâlnit în altă ieri cu niște oameni de afaceri din zonă, pentru că mi-ar conveni să vină cineva, să cumpere sediul de acolo, să dea, ar avea 250.000 de euro. Mi se pare destul de mult. Dar e o zonă cu suprafață destul de mare, cu hale, cu acces la drumul național. Vă dați seama ce rezonat pentru lui să vină cineva acum să investească acolo, să dea un 200.000 de euro, un 10 miliarde, să cumpere și... Pentru că dacă ai face bucățele, eu... Să vă ne mai târziu. Nu, și să vină să ne angajeze 40-50 de oameni din comun care să iei 30 din Drăgujești, 30 din Helegiu, 2 de la... Mă au fost cineva să facă ceva. Mă au fost cineva să facă ceva. Să facă ceva în Belgia. Da. Nu, păi nu să muncească. Știți că acum 2 ani am făcut anunțul acela cu cei de la Moncler care căutau... femei și bărbați să lucreze în confecție. Cum să luau 2.000 de lei atunci, n-am găsit și unul în comuna Helegiu. Îi puneau mic de transport. M-am scutat, cred că, pe 2 ani. Îi dat-o gratuită, să plătea masa... Te-au dat de gustul căpșunilor. Da, pe nu e simplu, pentru că stai 6 săptămâni cu 1.500-2.000 de euro și sunt niște bănuți pe care oamenii noștri care sunt și gospodari de altfel, îi bag acolo, în curți. Eu văd că mai înflorește până în satele noastre, în căsuții, garduri. Dar, evident, poate cu un salariu de 1.300-1.500 de lei în România, nu e puțin cu tot să se schimbe acolo și la casă. E interes să fie așa. Dar gândește că la 60 de ani vei fi bolnav, cine unde vom fi bolnav, că așa e viața, n-ai să fie asigurat social, n-ai să ai pensie, n-ai să și multe alte. Ai trebuit la acoperiș? Da. Dar acum dumneavoastră ceea ce care... Dar și noi să rezistăm să ieșim la 70, nu? Da. Poate aduceți pace la 80. Ce cu noi în asfalt? Nu știu ce să mai fi, dar măcar suntem angajat și avem... Se speră că trebuie 110, ca să... Dacă suntem de acord cu proiectul respectiv, ne abținem cu toții, aprobăm cu toții... Aia, cel mai frumos, să nu fim duri, ne abținem. Ne abținem cu toții. Nu prea am fost lămuriți. Da, da. Atunci, cine este pentru, avem, dacă sunt abțineri, 14 abțineri, doamna... Vedem ce se întâmplă și cu celelalte OAT-uri, nu vreau să iau decizia primul noi.
clar, nu te avem prea mult de făcut, dar poți să ne trezim când îi spune că e o să... Aici mă vreau cu persoana. Da, dar tot nu cum ce e. Dar chestia este că pot vine șantajează, nu? Da, dar eu așa o nu, nici nu mai facem noi, ce fac? Deia, nu știu, nu se o duce. Nu știți ce face, nu? Ce-am pățit ăsta trecută, dar vezi ce de la de române. Nu, părinte, în general, zic. Și cu toate cum ne stau, ei ce fac? Mai au obiectivă. Ca să aibă obiect de agilitate, ar trebui să ne roace ei primesc. Eu știu când avem un control, pentru momentul în care groapa de gunoi s-a închis, a doua zi, în toate OAT-urile, vor fi comisii la Garda de Mediu care vor da amenzi. Despre asta e vorba. Și eu nu pot să stau să iau amendă. Adică sunt ei cu ei lor. Trecut am luat 350 de amendă pentru o alimentare cu apă. Nu suntem autorizați pe o chestie pe care n-am trebuit. Și care au fost toate. Nu te joci cu ce timp. Adică vrei sau... Să vină. Sunt două variante. Vrei din bună voie sau cu forța? Da, haide să trecem la diversii. Nu mai este la punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru gestionarea deșeurilor reciclabile. Da, ce am spus mai departe. Avem o adresă de la Agenția de Protecție a Mediului, una de la Garda Națională de Mediu, o adresă de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru stabilirea tarifelor distincte pentru activitatea desfășurată de operatorul de salubritate, pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale și se stabilește un tarif de 472 de lei pe tonă pentru aceste deșeuri care fac obiectul răspunderii extinse pentru producătorul care, în care se regăsesc aceste deșeuri. Da, deșeuri aici, municipale? Lăsăm pe alții. Comunale. Da, da, municipale e cu titlu generic, nu municipal ca municipiu. Acesta este termenul folosit în legislația de mediu. Nu vreau să complic cu ăștia. Numai cu amenzi. Unii formule de calcul de ieși suma respectivă, noi ne-am angajat să... Anul 2020 să colectăm, selectiv, 10% din, din cantitatea anuală, parcă zic eu, sau 15%. Cu cât era mai mare procentul de colectare, cu atât tariful scădea. Dar m-a făcut o apreciere împreună cu Mariana Ciocă, cu colega de la Mediu și cu Tudor, să sperăm să încasăm, să colectăm măcar ceea ce ne-am propus în nota de fundamentare. Cu cât colectăm mai mult, selectiv, selectiv, cu atât ne pierdem plătim mai puțin la gunoiul menajer. Gheorghe Țiganu pe aștia. Da, tot. De contract tot cu ei avem și vis-a-vis de colectarea selectivă. Tot ei costul au infrastructura necesară. Acolo negociem, la metale ne putem negocia cu ei. Avem și atât. Mai sunt alte discuții, supun spre aprobare, cine este pentru, împotrivă, abțineri, nu sunt. Da. La diverse, pentru că este o punct. S-au depus rapoartele de activitate, vor fi scalate și puse pe site. Da? La diverse, pentru că e început de an, lucrăm la bugetul pe anul respectiv, am primit sumele din defacări TVA, care nu sunt diferite față de ce de anul trecut. Și spun eu că e ok. De mai mult la asta e, dar se poate și de nu pune situația financiară a țării, că nu e roză, nici n-a fost, nici nu este. Trebuie să mai avem sumele de la Consiliul Județean, nu știu exact cum să fie și Consiliul Județean, dar cert este că până pe 19 februarie trebuie să aprobăm bugetul. Asta înseamnă că vom avea o ședință undeva la începutul lunii februarie. Eu am schițat în mare un domnul politic la achiziții lista de investiții. În mare păstrăm achizițiile de lista de anul trecut, pentru că mai avem lucrări la care nu au fost finalizate. Dar am gândit și niște lucrări noi anul ăsta. Practic am două proiecte destul de curajoase, spun eu. O să încercăm să, și sunt convins că găsesc susținerea dumneavoastră, să demarăm acțiunea. Un prim proiect este cel ca urmare a solicitării noastre în luna august către Ministerul Dezvoltării de reabilitarea unor drumuri și zone frecate numai inundațiilor și apoi abundente din iunie-iulie.
Pe mai multe drumuri la București, pe 9 ianuarie ne-a fost semnat cererea de finanțare, ordonanță de guvern pentru proiectul respectiv. E vorba din proiect care se intitulează reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere afectate de calamitățile în comunele județul Bacău. Valoarea proiectului este de 2.990.000 de lei. Valoarea proiectului. Proiectul e undeva ca valoare aproape de 15 milioane de euro. Este cel mai mare proiect din cele 6 comune care au primit acceptul. E vorba de 8 km de drum comunal sătesc, din care jumătate, mai bine jumătate, cam 4 km, e vorba de drumul de la Drăgugești. Pentru că provoacă totdeauna cele mai mari probleme. Și pentru că sunt în jur de 200 de case, atunci când comisia de la prefectură a fost în zonă, am găsit înțelegere și l-am trecut ca o prioritate. În afară, și, practic și valoarea proiectului e cea mai mare acolo. Inclusiv studii de fezabilitate și sunt viața și influențează mult valoarea proiectului. Studii hidro, geo, râpa aceea care fuge undeva încolo de prețul primorarul. De asta spun că e un proiect curajos, pentru că e cel mai mare proiect, să spunem, care a avut loc în comuna noastră și trebuie să avem și un pic de răbdare, că nu se poate face de o zi pe alta. Domnul proiectant e o firmă de la Iași, care lucrează și la punctul nostru, și tineri foarte pricepuți. M-au sprijinit mergând împreună la PNDL de mai multe ori. Chiar mă uitam aseară că trecesc niște planșe pe mail. Nu vorbim că de un contract între noi și ei, pentru că nu avem buget și nu pot să realizez. Destul de interesant, adică se va îndigui părăul de aici, de la Ștefănache și până sus la ultima casă, iar partea care o să aibă practic va fi pe o parte și pe alta părăului, în funcție de numărul de case. Acolo unde sunt case mai multe, se face la partea respectivă. Unde sunt case mai puține, se găsesc soluții de o punte pe ceva. Cu vreo 3 sau 4 poturi să facă legătura între partea carosabilă. Din ce mi-a trimis, acele poturi sunt prefabricate, cu lățime de vreo 4 metri, un alt de vreo 1,5 metri sau cam așa ceva. Eu știu ce înseamnă părul Drăgugești și știți dumneavoastră, mă zice că așa cu Drăgugești, că am dreptate, nu e părul care să nu-l bagi în seamă, chiar dacă scurge apă cât o căldare pe el, când vine și când se umflă, e destul de puternic. Exact, asta să ceea ce au făcut ei, mi se pare că nu ne rezolvă problema. Riscăm să rămânem doar cu părțile de drum și să ne răstoarne podul la un moment dat, viitorile care, pentru că vin cu bușteni, nu știu spune, partea tărăcăciunii urâtă. O să discutăm. Eu aș vrea ca undeva până la începutul lui martie să depun proiectul respectiv. Să fie depus. Asta e zona care este cea mai grea, să spun așa. Celălalt, apoi sunt ok. E vorba de drumul Busuioc, strada Busuioc din centru până la Fedoriță Rusu, până la Mican, acolo, cum spune ultima, care e ok. E vorba de strada Bălanci, cea de la centru, de intrat pe la Delem și să te întorci pe la Mijera, pe acolo, cea sus, la Bălanci. La DD și la Henegiu, strada Ciortan, cea unde iese mereu apa în stradă. Perfect. Iar la Brătila, pe pârâul, la fel, dar pe vreo 600 de metri. La Polenscuri, cu mică din centru. Eu spun că e păcat să nu profităm de lucrul ăsta. Repet, nu e o lucrare care se face mâine sau poimă. De fapt, trebuie să putem pe partea de diguirea părâului, poate un an, doi, sau eu știu, depinde de ce film va câștiga licitația. Tot ce înseamnă licitație, tot ce înseamnă finanțare, se face prin Compania Națională de Investiții, nu prin Primăria Hilegiu, noi plătim doar proiectul. Apoi, ce înseamnă licitație, ce înseamnă investiții, ce înseamnă lucrare, e făcut de către Compania Națională de Investiții. S-au făcut lucrări multe pe Compania Națională de Investiții și sunt convins că o duc la capăt. Mai sunt zone din țară, că am urmărit, unde s-au lucrat destul de bine și destul de repede. Vorba și de mulți bani și nu cred că... Al doilea proiect la care eu la fel am avut o discuție și am discutat, e vorba de o lucrare de gaz, de aducțiune de gaz în comună. Am fost, am vorbit cu o firmă, ce apare pe Facebook și chestii care mă sună în continuu, domnule, că scrii pe Facebook, că sunt de gaz, ne bage, nu, asta nu e adevărat. Totul e economic, făcute calcule, merită, merită, nu merită, nu merită. Noi avem o singură variantă, să facem un proiect la fel,
să pierdem 1,5 miliarde, 2 miliarde de proiect și apoi să se apuce firma greată și acreditată de către Delgaz Green, ca cum se numește acum, pentru schimb de numire mereu, să apuce de lucrare. Noi trebuie să le punem la dispoziție terenul, să fie în domeniul privat al Consiliului Local și că am identificat, practic, e singura zonă în care putem să o facem. Acolo sunt stâna lui Ionică Iancu, sunt Druța, spre Poiana, pe acolo trece și conducta. Și singura zonă care avem în proprietatea noastră e Slas, comuna la astăzi, și nu e zonă inundată. Vorbesc de dincolo de stradă, de drum, cum acolo să fie. Să vină stația, să vină cu o magistrală până la nivelul podului, de acolo să treacă țeavă pentru Chelegiu de lemn Brătila, Drăgugești, și ea magistrală până la până spre Brătila. O problemă ar fi și doamna director cu care am discutat spune că au mai fost cazuri similare, la exemplu, cum vedeau exemplu cum la Solon, că a făcut acolo acum o extindere, să intersecteze o altă comună, pentru că noi trebuie să trecem prin comuna Bursănești cu un acord din partea primăriei. Nu cred că Consiliul Local Bursănești nu găsim înțelegere, pentru că practic e vorba de vreo 5-6 de metri pătrați, șapte liniari, din punctul de vedere, pentru că noi avem pe partea dreaptă cu noi... Și pot beneficia așa nu? Nu, că să vină... Da. Copiezi, noi pe partea dreaptă mergem... Facem cetățenii... Da, satul Chelegiu merge pe partea dreaptă până aproape de intersecție, până la familia Greca, acolo la Geta. Acolo ne se oprește. Pe partea stângă e în partea satului, indicator, dar pe partea dreaptă merge cu 300 de metri în sus. La fel, satul Brătila începe pe partea stângă cu finul Iemi la Părău și Bârsăneșul se termină tocmai la Balta Roșie. Adică noi, ca distanță, avem doar partea aceea de Bârsănești, de Burabăi, de Bârsănești, zona intersecției care ar fi intersecție. Repet. A mai fugit drumul sau de ce s-au făcut totarele astea? Așa au fost făcute... Probabil din timp 2 km, odată în teren 3 km. Deci eu cred că când am fost la primărie în 2008, am rămas surprins de intrarea respectivă, dar am zis nu doar la noi, este proprietăți, nu știu, mici lor terenți. Da, și cu ce s-a încasă cu numărul de teritoriul nostru, aia are acuperat, nu știu sigur. Da, sunt cele două proiecte care vă spuneam, care sunt de curajoase. Dacă primul, cel cu drumurile, eu sunt convins că se poate realiza și îl realizăm și o ducem la capăt, cel cu gazul, sunt sceptic, o să-l și mit, că vin alegere și pot să dau și... Noi facem ce putem, adică dacă sunteți de acord și... Important e că vrem. Să începem ceva. Adică noi plecăm, noi nu avem, practic, azi un studiu de fesabilitate legat de atunciune de gaz în comun. Dacă mă întrebați unii sincer să vă spun, aș spune că eu nu m-aș mai face lucrul ăsta. Să nu consistăm pe planeta asta noastră, cred că cel mai ok ar fi pentru noi să gândească Guvernul României pentru populația țării, să vină cu niște oferte de sprijin pe curent electric, pe alte resurse din subsol, nu știu, căldură, nu știu de care, și să ne încălzim altfel. Nu neapărat să consumăm gaze, să poluăm și să... Dar, mai ales în condițiile actuale, când am dat gazele, le aveam cu ce? Da. Pe șapte. Să le cumpărăm noi apoi. Da. Să le cumpărăm noi apoi cu unii de mai bani. Da, fi, dacă... Să sucări în ghidii ca neamă? Comod ar fi să avem gaz. Nu mă dă garanție de mai bine. Mai ales noi avem acum case moderne, cu instalații pe lemn, cu zonă de scopul și de... În afară de astea două, care sunt, așa cum le-am spus, curajoase, am gândit iar două, trei proiecțiile mai micuțe pe care le facem într-o primă fază. Chiar unul dintre ele mi-am propus și să ne apucăm imediat cum se ia iarna, cel de asfaltare până la Prentul la Drăgugești. Ca să încheiem, să spun așa, întreaga comună cu drum principal asfaltat, există proiectul, am obținut ieri certificatul de urbanism, eliberăm autorizația să spună la care vine, cum avem buget, cum încredință proiect, pentru că încredințarea de revit până 100.000 de euro, terminăm, să ducem asfaltul până la Prențu. Am mai gândit iar trei proiecțiile micuții, pentru că dispensarul la Bătila este gata, undeva una care vine 2 săptămâni, o să le dăm doamnei doctor. Dar n-a fost prins în proiect, așa a fost proiectul, și sistemizarea curții, adică gardul, o alee, să facem magazia, e un pic dificil pentru că nu e pe terenul nostru. Acolo Ungureanu e proprietar, în căminul, în dispensarul uman, Bătila, e proprietar doar exact pe ce avem clădiri. Noi trebuie să știm la dreapta. Acolo e Ungureanu cu Bătila. Ne înțelegem și găsim acolo. N-ai Chelegiu la fel, cu sistemizarea curții cu gard. La școala de la Chelegiu, unde avem un grup sanitar făcut acum modern, la fel inaugurăm o clădire de
să amenajăm o curte interioară, vreo 200 de metri pătrați de pavele în jurul dispensă, în jurul grupului sanitar. Acolo se țină și copiii, un careu și ce mai fi, mâncarea noroi, o alie până la ieșit și la școala Bătila, Bătila, școala de lei, da, până la casă de rând, am început să-l pice jos, să-l refacem și gazul respectiv. Și am mai vedea ce mai fi la celelalte școli, la alte proiecte nu are rost să le plângem, să le doar pe dreapul de a le citi și de a le așa, că nu avem finanțare. La fel avem domnul Dapoena, care nu a scăpat. Avem proiectul făcut, am depus deci pentru cercetare de urbanism, nu avem finanțare ca să finalizăm, să ducem la capăt, dar eu zic că anul ăsta se poate realiza. Și în funcție de ce criteriu mai fi, eu am gândit acolo bună parte din bani aici pe drumul Poenei, nu crezi că e un mofta meu că sunt la Hilegeu, cred că chiar e nevoie până la urmă. La urmă m-am sculat în urmări și Poiana și Bursănie și Lipesc, că porțiunea aia de drum ar trebui să porți că e adevărat. Nu Hilegeu... Păi, dar cine nu se mai știu nici cu contribuții, domnule. Nu, Hilegeu nu se servește doar... N-ar fi bun în parteneriat? 50 de ani. Poiana și Poiana la Bursănie? Nu, mă sună la oameni. Pe cuvântul meu, dar... Și cu ce drept? Dacă nu ați la intrare, nu știu cum îl cheamă. Și aici mă sună noaptea, la 12 noaptea, primare, mâinile la tine fața primării. Bă, dar eu stau la Hilegiu, tu ești la Livezi. Bă, mă, ce să-ți fac eu? În fine. Da, un braț mitare, da, hai, cu orice. Uite, bă, dar asta ne mai scutăm atunci când avem buget, să spunem două săptămâni, nu știu, e primul să mergem la Consiliul de Tăr. Oricum o să te duc tot. Drumul de aici de la șosea de aici. Nu trebuie prins. Nu te mai faci, nici nu l-am prins, l-am prins doar când la ultima casă. Acolo la 50 de metri, asta e clar. Nu discutăm. Eu te discuți și cu ei, dar e destul de greu și să faci forma sau aceea de eu. Ei, să gândești un drum, pentru că la urmă drumul ăla, chiar dacă îi aparține de legiu, îi desertește comunile lor, Băstandești și Livezi. Noi trebuie să facem niciun interes. Trebuie să ai interes, că totuși comunile lor, cei mai mulți cetățeni trec pe drumul respectiv, știi? Da, da. Ok, dacă astea sunt spuse... Am și o întrebare, m-a întrebat una din vecinele mele, pentru ce e taxa de înfrumusețare? Cu ce se înfrumusețează comuna? Eu taxă pe care noi am moștenit-o de urmă, o rămasă de un an în taxă și impost local, e învățat de o taxă de, nu știu, un leu? Nu, ea mai mult, în ceea, 5, 6, 7, 4 lei sau 5 lei. 5 lei, chiar a fost 5 lei. Eu n-am putut să-i răspund la această întrebare. Cu ce se înfrumusețează comuna cu acea taxă? Hai, spune câte o folicică, mai prin centru, mai cu centru în comun, mai... Mai cumpărăm o pubelă pentru toată lumea, pe mai pe curățenie și pe salubritate și pe... Pune costul cu el, pe costul, o frunză. Cu stațele pe urmă acolo, pe gheare. O zi? Sunt mai foarte mult, nu știu, dar... Dar nu știu, e o taxă PSI, dacă nu mă înșeam că să fie chiar regalitatea prin legi. Da, e taxă PSI. E o taxă PSI, e o taxă înfrumusețare și apoi taxă și impozit. Cred că e pentru că... Luministrat, ordul administrativ, nu știu exact. Ce mai frumos? Ordul fiscalului, știu ce am zis. Nu e fost în școală și e afaci. Am înțeles că aia se cam umpli foarte repede și dă un cost. Înțelegi, domnul profesor, adică și ei spun că e tot la fel. Și mă gândesc, poate să iau capul să facă ceva. Acum știți că eu am fost mereu atât de școală și prin natura profesiei mele și am încercat de unele soluții să le putem scoate la capăt. Nu ne este ușor, mai ales că, după cum știți, școala are buget propriu, iar directorul e cel care se gospodărește la fel ca și primarul. Ar trebui să se gospodărească un fel sau altul, să-și facă un cap la începutul anului școlar și să investească acolo chiar unde se impune. Posta respectivă chiar o știu situația, pentru că noi am făcut grup standard interior. E o fosă mică pe care o folosește doar toaleta respectivă a profesorilor. Am avut o discuție cu o firmă și spunea Alexandru că zilele astea o să ajungă și acolo. Am găsit o soluție, poate. Să o facem, cumva, tot cu bani de la noi. Am înțeles că poate fi și la aia mare. Nu se poate, pentru că aia... Nu, poate veni de la aia mare. Da, de la aia mare poate veni, că e mai sus. O să facem una...
E vinovată fizică. Nu mă gândesc. Aia mare e sub valita vechi. Așa spune, eu la școală sunt obărat în fiecare zi tot de referate, la care am dat curs mereu și le-am dat capăt. Că n-am cu capăt de alei, cum am compuzit fața, brătirea, că nu au unii puni magazii, ne costă aia 2000 și ceva de lei. Le-am dus mereu și le-am făcut. Până la urmă, interesul este nostru că sunt copiii noștri în școală și școlile sunt, are primărie elegeu. Dar sunt cheltuieli pe care le pot avea și le pot face și genii la școală. Acum vă spun o chestie, chiar dacă poate mulți vă sunt greșit. Și prietenii sunt foarte mari la unii părinți la Drăgucești. Eu zic că dacă ai pretenții mari la școală să scurgă apa caldă și scurge în fiecare zi, s-o așa că așa, 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 atâtea pretenții... Dar cu apa caldă nu e așa de groasă, domnul Dumnezeu. E o investiție de un delimană de la 200 de lei, poftie, simplă treabă, haideți că... Și două ori mi s-a întors să-l monteze. Mă zic, nu-i chiar așa de grea. Nu știu dacă e cu... Chiar nu știu problema. Dar dacă ar fi un problem de apă caldă, avem tehnologia la îndemână încât cu... Pe timpul iernii este sigur apă caldă. Este sigur apă caldă. Eu vă spun că n-au fost, dar sunt despre ce motiv. Este carbinet. Noi nu-i de la taxă, dar cei care ar trebui să o facă, adică coordonatorul sau acolo sunt oameni de servici, pe exact. Deci tu ții să nu funcționeze apa caldă numai pe temeiul ăsta. Două luni de zile, că nu-i explicat bine. Nu, nu-i explicat, dar care era de mers? Ce se poate? La probare la cuvier. Păi, de mulți ani. Adică sunt 4-5 oameni acolo. Exact, sunt lucruri mărunte care ar trebui să pe Costin, că Mocanu nu s-a fi dus să-l să schimbi numele. Poate să se schimbe în arogan. Dar era treaba lui până la urmă. Au fost chestii lor. Te pui chestia care trebuie să poți schimbi. Acolo s-a schimbat sigur la tăniță, la Brătila, deci funcționează. Nu știu, știu cum a sunat doamna Rita Alzine. Cine două prima trebuie să duc acolo? Păi directorul zice că primarul nu face. Dar de ce să facă primarul chiar să schimbi drumul? Știu că era un buget separat. Asta ar putea până în senzor și la ghiuvertă și când nu merge să anunță primarul. Și nu merge cu ghiuvertă la schimb. E de la alegeri, domnule. N-am luat școală, n-am luat ce au făcut. Dar serios, sunt copii mici, nu au cu ce se spală la copii. Nu au. De atâția ani, la grădiniță, la plătă, da? Nu merge apă, de fapt, 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 nu merge apă, de Alu, da, mai degrabă să lucrez așa, mai cu securitate de la că astea sunt motivele pentru care copiii pleacă în afară sau în oraș. Acum știți, cheltuiala noastră pe microbusul de la Brătila este 66.500 de lei pe lună pentru ca să avem utilaj, mișto de transport pentru copii. În situația în care cei de la inspiratul școlar și camisetul în învățământ au luat măsura de a închide școala că nu erau copii, da? Tu mi trebuia să te gândești, măi, închid școala asta, dar ce spune copii aceia? Că eu nu trebuie să zic că nu mișto de transport. Nu era treaba noastră. Noi am făcut-o pentru că așa am simțit. Aici, băi, cheltuim 65 milioane fiecare lună, închiriem un microbus școlar, care și au fost nemulțumitor la un moment dat. Că e prea mic, că e prea mare, că șoferul e prea bătrân, că o dată mai tânăr, că nu ascultă copiii, că ceartă pe... De ce să vă spun? Știți cum stau lucrurile? Acum am găsit un copil, un băiat mai tânăr, pe băiatul Dan, e tânăr, e experiență, e, nu știu, e cu minte, n-am avut niciun telefon sunat două săptămâni astea. Da, cred că și toată dată și au interes, nu trebuie să copii acolo. Să ascultă manele. Eu am fost la școala, la grădiniță, la Vila și după aceea mi s-o spune, erau 5 copii înăuntru acolo. Stă un el, nu știu. Dacă m-am luat de reis, m-am luat de mărgeți, 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 m-am luat de mărgeți. Hai cum să-ți trimis copilul la școală, că nu poate spate lui. 5 copii, cum trai lui, 5 copii, să faci apa domnule acolo, a fost apa. Păi și dă-le mă dracu cu tot. Școală nu mai avem, cămerii nu mai avem, ce dracu mă dracu, 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 ce dracu mă dracu,
domn primar, hidropola trebuie să se cade funcția. Deci nu e problemă. V-am zis și eu atunci la alegeri. Deci hidroforul strigat... Eu am anunțat la alegeri. Eu am legătura cu firma, cu Sorin Dăjel. Și am Sorin și-a instalatorul. Da, nu știu cine. Domn primar, să mergem la ceva mai serios. Dacă tot dă Dumnezeu și o să reușim să facem ceva vis-a-vis de Pâraie, fie la Brătila, fie la Drăgugești, eu zic să ne gândim un pic să putem găsi o soluție și pentru canalizarea de la Drăgugești, sau chiar și la Brătila, dar vis-a-vis de lucrare, sau în aport cu lucrarea asta, pentru că e un moment bun și trebuie folosit. Legat de lucrare, respectiv, nu se poate la pune nimic, pentru că e așa de... Dar să o folosim noi, să o facem pe cont propriu, dar trebuie să facem un proiect pentru canalizare. Nu am unde la chestia asta. Tot ce înseamnă un proiect, înseamnă bani impus pe care noi nu îi permitem să, chiar cum să-l facem. Nu mai și... Dar... O să trebuia să... Dar de altfel, vă spun că e una din problemele cele mai grave care ne urmărește. Adică canalizarea nu e o glumă. Deci, sincer, că nu este o glumă. Canalizarea nu numai la Drăgugești, peste tot. Dar e o problemă care va fi poate mai gravă decât al dunoaielor, vă spun sincer. Deci, vedeți, sincer, haideți să ne gândim și la asta și mai bine focalizăm un pic acolo. Dacă tot lucrăm și o să facem ceva, eu zic, nu știu, paralel cu ea, o putem face, atât cât o putem face. Chiar dacă achiziționăm, și dacă nu avem proiect, dacă îngropăm o țeavă, da, care nu știu dacă era din mult, îngropăm acolo sau avem, eu zic că e bine pentru. Și să luați în calcul un pic pentru, noi zicem din Pârâul Drăgugești, da? Dar eu vă spun următoarea chestie. Pârâul Drăgugești este undeva între doi versanți, adică cel dinspre Delen și cel dinspre Bălăneasa și așa mai departe, și cel dinspre Mărura, trei ar fi, care e, de pe versanță este în momentul când plouă, volumul mare de apă nu se adună decât în zona de jos a Pârâului Drăgugești. Și noi avem încă, ce știm noi, că din perioada care am trăit, avem un moment foarte urât când au fost luate casele și... I-am spus, să nu iau calcul, doar atât de urât. A fost încât, nu ne mai doriți mai fi. Adică, eu zic să raportați la un volum maxim permis. Deci, domnule, mie... orientăm în teren și cât ar fi maxim permis, atât să-l facem, deschis. Studiul hidro, fac cei de la hidro, dar nu știu dacă ea știu, că am situațiile astea. Au mai avut. Noi o să zicem într-o zi, domnule, l-au făcut ăia și noi nu știu. Nu trebuie că e în regulă. Ceea ce vă trimis ei, mie nu mi se pare a fi foarte sigur. Poziția dintre fabricate, poți fi foarte ușor întoarse. În loc de patru facem două, domnule,